provocarea industriei de publicitate în 2012 și înainte și cred eu și după anul acesta este să găsească răspunsul la întrebarea care întotdeauna cumva a definit succesul pe planeta asta, fie că din punct de vedere publicitar, instituțional, personal, ori social. Răspunsul la întrebarea cum să mă schimb în permanență, rămânând în esență același. Și răspunsul la întrebarea asta nu e deloc ușor de găsit, cred că nici nu va fi găsit vreodată. Spuneam că poate fi răspunsul și rețeta vieții veșnice, cumva, dar pe de altă parte, faptul că publicitatea își pune această întrebare în permanență și încearcă să găsească răspuns la ea, o face foarte, cum să zic, palpitantă și îți garantează că nu o să ai niciun moment de plictiseală alături de ea, cumva. Pe lângă, evident, cunoștințe de specialitate, să spun așa, pe care le dobândești ori la locul de muncă, ori prin diverse instituții de învățământ, până la urmă, cred totuși că cel mai important sunt niște aptitudini, niște trăsături care țin de persoană mai degrabă. Și le-aș recomanda cât se poate să își păstreze și să continue să aibă o curiozitate neobosită. Pe timpuri, curiozitatea asta neobosită, cum se numește astăzi, se numea cultură generală, dar nu vreau să detaliez aici. Împreună cu, cum să zic, foarte multă răbdare. Răbdarea este o trăsătură pe care o găsești rar la vârste mici, ca să spun așa. Dar, pe de altă parte, poate din cauza asta este cu atât mai prețioasă. Cred că cea mai mare reușită a Zero Biz este că în 11 ediții, în 11 ani, a ajuns un brand foarte solid. Un brand cu care și dovada cea mai bună este că cu acest brand, alte branduri foarte puternice, comerciale ori personale, ca să spun așa, doresc tot mai tare să fie alăturate. Ceea ce este, cred eu, un semn de succes evident. Îmi place și țin la evenimentul ăsta pentru că îl consider a fi un fel de demonstrație a faptului că, în ciuda crizei, se poate crește sănătos în 11 ani, an de an. Și tot un punct de vedere cât se poate de personal, sunt aproape convins că reușita asta stă și în faptul că evenimentul Zile Biz a fost mereu altfel, rămânând în esență neschimbat.